Бам-бам. Mai bine a trecut și trenul. A trecut? Da. Tot mai trece unul. Nu, că s-au ridicat barierele. La mine se pun acum. Acum au trecut la mine. Ai oprit? Aproape. Gata, s-a ridicat. Hai, că m-a prins repede. Eu ce tractoare are ăsta pe aici? Farming simulator. E bogat băiețașul. Dar ce-ai coai să ai 3 tractoare, o combină, te-ai scos? Da, dar să ai și pământ. Da, să ai și pământ. Și să ai și cui vinde. Asta nu-i problemă, cred eu. E mâncare coai, căutată peste tot. E mâncare, dar vezi tu că, din ce am înțeles, că oferă un preț de căcat fermierilor ăștia de la stat. Bine, așa am auzit, acum nu știu. Gen, știi, eu cumpăr de la tine pe un preț de nimic și o vând mai departe pe poate dublu față de cât am cumpărat-o. Mie mi-ar plăcea să am o fermă, bă, frate. O fermă? Da. Și te duci tu să mulci vacile? Ai oameni angajați, pula mea, gen, știu? Mă gândesc la o fermă de asta mai mare, așa, nu două vaci, pula mea. Și mie mi-ar Pensam. place. Am solarii cu legumii, cu pula mea, cu de-astea. Și animale. Am vaci, găini. Oi și voi. Să fie crescut super sănătos, super curat și pula mea. Bă, ce șocat e volanul meu, să dea dracu. Nu știu, mai face câteodată așa, mai trage stânga de volan. Singur, iau, tără. Deci că e șocat de la de face din cap așa câteodată. N-am nimic. Deci că e sandilău de ăla, Doamne ferește. Doamne, n-aș păi săraci băieți, săraci oameni care au așa ceva. Bașea care au sindromul Tourette cu ai din jur, trezesc înjurând. Nu știu cum se manifestă. Mamă, cum am intrat în curba asta, firar să fie. Gen, cum ar veni, vorbesc cu tine normal, așa și deodată. Începe, băga mea și pula, așa, degeaba, știi? Băi, ești nebun. Înjuri, din nebun, da. N-am știu chestia asta. Păi și așa făcea Tourette ăla, de la... denumit după el.
Zic, așa făcea și Turet ăla de la denumit după el? Bă, nu știu istoricul denumirii. Nu știu de la ce vine denumirea. Bă, dar ție proiectoarele alea mereu îți fac așa? Bun. Îți, cum îi zice, îți blânchează într-una? Nu știu ce vrei să zici. Proiectoarele alea din față care le-ai puse jos, pe bara de jos. Așa. Se sting și se aprind. Bun. Nu știu, te-am văzut în oglindă și am văzut că clipoceau ambele, concomitent. Nu știu, nu cred. La mine nu, cel puțin. Or fi de-alea pe LED-uri și când le filmezi să vede așa. Posibil. Facem dreapta aici? Nu știu, că încă n-am... Ia fază lungă, băga mea și pula măta, ia de aici, dă-i fază lungă la jeros. Da, nu-l afectează cu nimic, da, facem dreapta. Ești nebun cât am mai pant, acum o urc. A urcat-o, bă. De cum să mă urce, ești nebun? I-a dat dracu Volvo ăsta, mă. Nu degeaba sunt cei mai buni. Printre cei mai buni. Bă, banii ai cea mai preferată de șoferi. Vezi că aici facem stânga. Eu. Atâta toți se plâng de Scania că au... are scaunul prea rigid. Da, nu știu asta. Dar am înțeles, în schimb, că la consum sunt chiar foarte... fiabile. Dă-i în față. Nu-i dau că vine curba și mă răstorn. Dă-i. Stai până și aprinde românul țiga. Aolo. Mi-ai dat-o de m-am julit. Dai load? Nu mai dau niciun load, ce dracu. M-am blocat un pic. Da, nu mi-ai făcut nicio... Vezi că vine din față. Nicio avarie. Bă, dar nu mai am combustibile și ne pun la cap. Iată pe țăran. Mai am 39 de litri. Uai. Avem vreo benzinărie în față?
Vai de capul meu, trebuie să merg mai... Trebuie să merg la consum. Dar câți kilometri mai faci? 70 de kilometri. Cât? 70. Aoleu. Dacă vrei ne întoarcem, este o benzinărie mai în spate. Dar hotărăște-te acum, dacă mergem mai în față... Și nu mai e nimic mai în față? Bă, nu văd cu GPS. Ar fi în Erfurt. În? Nu este, mă. Ba da, în Erfurt este. Nu este, ăla-i garaj. A? Da, bă. Nu știu, merg și așa cu 50 la oră. Tu băgame și cum am uitat eu să alimentez. Mergi? Da. Asta e oprit aici? Da. Nu-mi dă și mie un bidon de motorină? Dar aș putea să-ți dau eu alea. Ar fi mișto să poți să dai motorină. Da, să te oprești, să umfli și roata. km, băi, ești nebun. 42 mai faci? Ce atât îmi arată ăsta. Bă, mai avem aici, în dreapta, pe autostradă. Le-am văzut pe alea două, dar nu știu dacă ajung. Dar cât îți consum acum? Instantul. Instantul e 57. Dă-i și tu cu 50 într-a 12 sau ceva. Ești nebun să plimbă de la... Nu știu, zi, facem dreapta? În stânga, trebuie să facem stânga ca să luăm pe autostradă. Nu, că... Da? Da. Da, facem. E fă stânga, că eu trebuie să întorc. Asta mi-a trebuit. Puh, fițar volanul de râs. Bă, dar stai că am uitat cu am intrat 12 pe dracu. Da, nu cred că mai ajuns cu aia. Mai oprești și tu motorul la vali, mai de astea. Oare la service nu mă alimentează? Nu știu. Nu, nu cred. Îți dai F7.
20 de kilometri. Pași pus. Bă, pula. 17. A început numărătoarea inversă. Eu zic să-i dai pizdeală, coaie, că așa cred că-ți consumă mai mult. Măcar îți iei elan și poate ajungem, poate mai prindem vale, poate mai... 13, 12, 11, aua, aua. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Când e vale așa, oprești și tu motorul. Am scos-o pe liber. Bă, împinge-mă. Gata. S-a oprit? Da. Vai, Sam, vai, pula. Dar n-avem cum să ajungem. Da, îți dai seama. Hai, coi, chiar s-a oprit? Pă bune, s-a oprit, nu pot, n-am. Nu cred că... Nici lumina am în față. Dar unde dracu te duci? Mă duc așa, a, dar e pantă în pui, mă opresc. Ce 22, 21 de kilometri, 16. Ia, să vă pun unde ajung. 12, hai mă, crește. Crește, crește mă. Kilometri. Crește, crește, 13, 14. Kilometri 15. Care mai poți să-i mai faci? Nu mă, nu, kilometri de la kilometrajul. Gata, aici mă opresc. Gogule, dăm și mie motorina, nu pleca. F7. Și așa am și avarii. Deci da, bă, eu am 18 la remorcă, bă, dar cum pula mea? Pe când te-ai izbit în mine acolo, mi-ai dat damage la remorcă. 18 coai la remorcă, ești nebun. Hai că mi-a dat o flecă, mă, de combustibile, bine. Da, îți dă puțin. Te-ai reparat? A, de fapt, mergem? Da, băi. Băi, dar ce pană am avut, băi, de tot râsul. Ce ai avut? A zis, ce pană am avut, de tot râsul. Pana prostului. Da. Mă, cum pula mea n-am alimentat că am stat în peco? Am uitat că sunt pe cursă rapidă. Hai să merg cu F5-ul să știu pe unde dracu mă scoate ăsta. Am și uitat să mă asigur aici. Asta că n-are nimic.
Aici? Dreapta. A, dar coborâm pe aici, că uite, un drum mai jos. E o benzinărie mai jos, am vrut să zic. Mamă, dar cum papa litri de combustibil. Pai, de capul meu. Dacă ești greu, ce să-i faci? Deci mănâncă un litru de motorină la 5 secunde aproximativ. Și faza că frânezi, accelerezi, frânezi, accelerezi, pula mea, așa dacă erai pe autostradă, mai era cum mai era, mai prindeai 110 și la 110 îți consumă mai puțin. Cred că vine din față. Da. Uite, noapte bună. Salut, salut, noapte bună. User disconnected from your channel. Opa, iar face șocatul ăsta urât. Ce șocat? Volanul. Sănătate. Mersi. Uite-l, mă. Poate uite și acum să alimentez. Mușcă-ți limba. Alimentează, alimentează. Bă, dar are doar un rezervor ăsta. Sau nu, e decât unul. Sau sunt două. 625 de litri.
Cred că mai alimentez odată până la destinație. Posibil. Da, nu cred, nu, nu cred. Deci 1600 de kilometri. Mai faci? Da, pot să fac cu rezervorul, cu plinul ăsta. Nu pot. Și noi când mai avem? Parcă vreo 700 de kilometri, a? 669. Dar ce dracu cari, mă, frate? Bă, excavator, nu știu ce e ăsta. Excavator, da, de 24 de tone. Nu mi se vede remorca? Ba da. Era întuneric și nu vedeam. Gogule, chiar mănânc din balustradă. Deci e bele atari în curbele astea, sunt bă pula. Gata, am scăpat. Bă, dar pe multiplayer-ul ăsta numai pe noapte am intrat, frate, e de-abia 12, 1 fără 20. Da, am jucat o grămadă pe noapte. Deci numai pe noapte am jucat. Ar fi mișto să-l sincronizezi de la timpul de afară, știi, când e lumina afară să fii și în joc. Da, dar tu îți dai seama că îi face o cursă din Polonia până în Anglia, să zic, într-o oră jumătate în realitate. Și ai fi tot, deci ai plecat pe zi, te-ai întoarce pe zi. Ai ajunge pe zi, de fapt. Da. Nu, e mai mișto așa. Dar vremea să o sincronizeze, aia ar fi. Da, vremea ar fi mișto. La toți. Nu, tu să mergi și să-l vezi pe ăla cu ștergătoarele puse. Și la tine să fie soare și frumos. Mamă, dacă luam curba aia, în realitate, cu cât am luat acum, victimă scria pe mine. Bă, după corba asta oprește și un pic să beau și o gură de suc. Dar ce, nu poți să iei mâinile după taste? Dar trebuie să mă ridic de pe scaun. Ca să aduc bidon. Ok. Ți-e frică că te bușește, a? Bă, frate, trebuie să mă ridic de pe scaun, ca și cum m-aș întinde un pic sau... Lasă-l, mă! Ce, la tine la Mercedes nu s-a inventat condusul automat? Opa, vine ăsta. În joc nu. Opa. Oule! Hai că opresc aici în vale ca să am și eu demaraj mai bun după aia. Oprește, oprește.